Cum știm că spatele nostru e sănătos? Care sunt criteriile de analiză sau de orientare? Acum câteva zile m-am întâlnit cu un grup de prieteni și discuția a pornit cum aflu eu că spatele meu este ok. Din păcate, medicina la momentul actual nu prea are soluții viabile să trateze boli degenerative. Dacă a apărut o spondiloză cervicală sau niște osteofite la nivelul coloanei vertebrale, nu prea sunt metode cum să le tratezi. În momentul în care facem un check, și sunt multe persoane care merg la medic, dau un set de analize și fac anumite investigații și le prezintă la medicul respectiv pentru a le interpreta. La nivelul spatelui este un pic mai dificil, pentru că dacă noi facem un RMN și vedem foarte multe diagnostici în zona respectivă, că avem protruzii, că avem dishidratări, că avem modic, că avem Kistarlow sau alte modificări, ele nu prea sunt interpretabile decât în context clinic. Pentru că RMN-ul este o metodă de analiză și comparație a simptomilor pacientului cu modificările imagistice. Care sunt pașii? Cum putem noi aprecia că avem un spate sănătos? Luăm niște puncte. Primul, dacă avem un episod de durere la nivelul spatelui pe an și acest episod se remite într-o săptămână, fie uneori necesită medicație, fie uneori este suficient doar repaus, fie este o cremă sau un masaj local, poate apărea la oricine, poate apărea la persoana care face fitness de 3 ori pe săptămână, poate apărea la persoana care merge 6 ori în mașină și în momentul în care a coborât din mașină i s-a blocat spatele, poate apărea la doamna care a ridicat o cratiță la bucătărie și a apărut un spasm la nivelul spatelui, este o chestie normală. Dacă episoadele respective au crescut ca frecvență, adică apar 3-4 episoade pe an, încep să se remite mult mai greu. Rămâneți cu niște simptome restante, un pic modificare la nivelul poziției coloanei vertebrale, un pic o restricții la a plecat, la a ridicat, este un clopoțel. Al doilea factor după care ne putem orienta. Dacă eu pot sta înșezut mai mult de 2 ore fără să am un disconfort, durere. Sau am un disconfort, durere de intensitate ușoară. Ce înseamnă ușoară? Practic, ușor când eu îmi pot continua activitatea, mediu când eu trebuie să-mi schimb poziția, să mă ridic, să mă aplec, să fac diverse mișcări și puternic sau acut este când a scăzut foarte mult timpul cât eu pot sta într-o aceeași poziție. Dacă este ușor, este ok. Alt criteriu. Dacă eu pot merge fără dureri la nivelul spatelui 3-4 km. Noi, în general, parcursul zilei noastre nu prea mergem foarte mult și atunci ne orientăm când am ieșit la munte, fie am ieșit într-o vacanță, după 3-4 km sau după 45 de minute începe să mă doară spatele. Este motiv să căutăm ce nu este ok. Alt criteriu. Durere la nivelul spatelui când eu stau în picioare mai mult de o oră. Pentru că am pacienți care spun că la mine durerea apare după 3-4 ore, este ok. Dacă, la fel de bine, am pacienți care au dureri în momentul în care stau în picioare și apare după 30-40 de minute. În România, bine, este mai mult valabil pentru persoanele în vârstă, le întrebi tu cum ești la biserică. Sau în momentul în care tu ai cununat un copil în biserică sau un cuplu, dacă tu poți sta tot parcursul slujbei. Sau începi să cauți cu ochii unde să mă așez, ce să fac și te gândești cât mai repede să treacă. Astea sunt niște criterii orientative după care voi vă puteți orienta dacă spatele vostru este ok și este motiv de a căuta. Ce fac pacienții în general? Ei se gândesc, ok, am început să mă doară spatele, mă duc la sală. Înainte să faceți sală, de forță, fie circuite, fie diverse exerciții, mergeți la un specialist
fie un medic, fie un kinetoterapeut, faceți investigații. Vedeți ce este cu spatele dumneavoastră. Pentru că pot exista anumite exerciții pe care dumneavoastră nu trebuie să le faceți. Sau ele pot să vă accentueze problemele respective ascunse. Și atunci, de multe ori, pacienții spun am fost la sală, a mers bine 2-3 săptămâni, după aia m-am blocat și m-am lăsat de toată sala respectivă, am spus cum e de mine. Cam astea sunt criteriile orientative pentru sănătatea spatelui. Dacă crește frecvența durerii, crește intensitatea, crește timpul în care trec aceste dureri, este motiv să vă duceți să vedeți ce nu este ok. Vă așteptăm în clinicile Empatio pentru a vedea și simți ce înseamnă starea de bine.